În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cei care mai citiți cărți sfinte și cei care mai veniți pe la Sfânta Biserică, știți că de la începuturile omenirii, toate neamurile Pământului au crezut într-o lume a duhurilor nevăzute, bune sau rele. Și încă din rai, Adam și Eva au fost slujiți de cheruvim și de serafim și de arhanghel, dar a avut de-a face și cu necuratul, cu duhul cel rău, cu șarpele diavol, cu aflătorul tuturor răutăților, cu împelițatul, cu cigăltoaca, cu naiba sau cum îi mai ziceți dumneavoastră și cum îl alintați dumneavoastră. Deci este clar, viți credincioși, că puterea întunericului există. Există în lumea aceasta și în univers. Însă tot atât de clar e și faptul că această putere negativă este infinit mai mică și infinit mai neînsemnată și incomparabil mai slabă decât puterea și lucrarea binelui și a îngerilor și a luminii. Cu toate acestea, cu toată această distanță mare și cu toată această diferență uriașă dintre una și alta, dintre bine și rău, oamenii s-au rătăcit tare, oamenii s-au înșelat și păcăliți așa ca și Eva în rai, au văzut invers. Au întors valorile cu susul în jos. Au văzut mai multă putere la duhurile cele necurate decât la cele bune și au ascultat mai mult de duhurile cele necurate decât de cele bune. Și cu timpul, oamenii au ajuns să se și închine acestor duhuri rele, au ajuns să le ridice temple și altare, să le aducă jertfe chiar pe copiii lor, arși pe acele altare și să alerge la aceste duhuri pentru orice neputință, pentru orice întrebare, pentru orice nelămurire și pentru orice ghicitorie. Iubiți credincioși, cu durere mare vedem că obiceiurile acestea păcătoase și prea păcătoase de care am pomenit au rămas până astăzi chiar printre creștinii lui Dumnezeu. Mamele creștine în special aduc zeci și sute de milioane de arderi de tot prin avorturi în templele spitalelor sau pe unde se descurcă și ele pe la babe sau pe câmpuri. Nu mai vorbim de cele care merg drept pe la ghicitori, la vrăjitori, la descântători, la vorbitori cu morții, care nu sunt altceva decât niște slujitori ai diavolului și care fac sminteală mare în biserica noastră ortodoxă. Azi dimineață, o soră din București mi-a spus ceva foarte interesant, care
De un timp încoace, aud eu mereu și pe la spovedanii și pe oriunde, că în viața frăției sale a început să fie ca în iad, în casă, drăguituri, lovituri, înjurături, bătălii, la servici, nu se mai înțelege om cu persoană, se urăsc, se dușmănesc. E ca în iad, este cuvântul persoanei respective și nu numai ei, care mi-a rămas ca un cui așa și care bănuiesc că nu l-a spus aiurea, ci dintr-o trăire și dintr-o durere a ei și a lor, pentru că sunt mai mulți. Cu timpul multe neamuri de oameni au părăsit cu totul credința curată în Dumnezeu, de aceea v-am dat exemplul acesta și o să urmeze și altele. Foarte mulți oameni au părăsit cu totul credința curată în Dumnezeu și în duhurile bune și au rămas cu credința în diavol, în zei. Într-o carte scria că chiar păgânii numeau pe zeii lor depravații zei, în noroc, în ele, în zodii, în moroi, în strigoi, în vârcolaci, în Hector, în Diana, Fortuna, Neptun, Moloch, Venus, Apollo, Bacchus, zeul bețivilor, Bacchus, Hermes, Buddha și așa mai departe, care nu sunt altceva decât dragi stăpâni pe o patimă sau pe mai multe, și oamenii cinstesc și cinstesc în continuare, și le-au adus jertfe și le-au adus până în zilele noastre. Și unii dintre aceștia sunt acum în această Sfântă Biserică, la Sfânta Liturghie. Să nu vă uitați unii la alții, că o să vă arăt eu cu degetul puțin mai încolo. Acum vreo câțiva ani am invitat pe un creștin, era păgân, un creștin, să taie cu drujba un pom în grădina mănăstirii. Și drujba nu pornea deloc. Avea benzină, avea tot ce îi trebuie, dar nu pornea. Și a început omul să drăcuie, te ieșea parcă foc din gură. M-am dus la el. Zic, băi, frate, nu se poate, măcar gândește că ești într-o mănăstire. Zice, lasă-mă, părinte, în pace, că dracu-i stăpân peste toate. Și dacă vrei să-ți demonstrezi, zice omul, uite, mai trecui odată și drujba va porni. A mai drăguit odată și drujba a pornit. Iarăși nu vorbim aici de sataniști care fac chiar și liturghii sângeroase în cinstea satanelor și în Lucifer, așa numitele liturghii negre sau Paștele negru, cu crucile în jos, cu crucile frânte și batjocorite și alte orgii și crime și nenorociri făcând. Mai mult, așa cum există acum în lume
un duh diabolic de competiție și în comerț, și în sport, și în armată, și în medicină, și în învățământ, și în politică, și în tot, așa a ajuns ca lumea să se ia la întrecere și cu Satan. Adică cine-i mai spurcat? Care face mai multe și mai mari răutăți? Să știți, iubiți credincioși, că nu sunt minciuni povestirile acelea din cărți cu baba care l-a speriat și pe Scaraoschi, de rea ce era. Sau de fratele acela care cocea oul la lumânare în postul Paștelui și se minuna și diavolul și zice, așa ceva nici mie nu mi-a trecut prin cap. Sau că toți cărciumarii care vând o turbețivă și tutun fac în lume ceea ce nu poate să facă nici Satan. Sau de Satan acela care dormea pe poarta unei cetăți, pentru că cetățenii îi făceau treburile lui mai bine ca el. Nu sunt neadevăruri toate acestea. Aceasta este o lucrare de întrajutorare, de împreună lucrare, de colaborare, de cooperare între cei ce se aseamănă. Spune-mi cu cine te aduni, zice românul, ca să spun cine ești. Oricum, sigur, eu sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră nu sunteți de acord cu ceea ce am spus eu, însă oricum vedem că duhurile necurate orbesc tot mai mult pe oameni, căutând să șteargă din mințile lor orice gând curat, orice gând care l-ar duce cumva la cer și la un Dumnezeu bun, iertător și milos. Și cred, săraci oameni, că totul e posibil dacă te închini lui Veliar. Așa cum știți dumneavoastră că l-a ispitit ispititorul chiar pe Domnul Hristos în muntele Carantanii, vrând necuratul să se închine Dumnezeu înaintea lui. Iată urăciunea pustiei, până unde merge nerușinarea diavolului. Când Mântuitorul Iisus Hristos a venit pe pământ, toate popoarele căzuseră și ajunseseră atât de jos încât majoritatea credeau în puterea răului, socotind că binele e slab. E slab și nu trebuie băgat în seamă. Așa că puterile negative luaseră cu adevărat în stăpânire tot pământul. Ca și acum, de vreme ce Mântuitorul Iisus Hristos a fost atât de intrigat și nevoit să-L numească pe Lucifer prințul lumii acesteia și stăpânitorul viacului acesteia. De ce l-a numit Mântuitorul așa? Prințul lumii acesteia și voivodul viacului acesteia. Chiar și evreii se închinau la idoli și la boi. Vă amintiți de boul Apis, la Astarte, la stâlp, la înălțim și la șarpele nehuștean și la alte arătări și orătănii spre paguba lor și spre batjocura lui Dumnezeu cel adevărat. Sau și mai grav, înaintașii evreilor și mai marilor atribuiau demonilor lucrările minunate ale lui Hristos.
cu Domnul demonilor, îi spuneau ei, scoți tu pe demoni. De aceea foarte supărat și foarte indignat, Mântuitorul Iisus Hristos a strigat la grămadă acolo, zice, o nebunilor și orbilor, nebuni și orbi, o neam necredincios și îndărâdnic și prea desprinat, până când voi fi cu voi, până când vă voi putea suferi. Sunt vorbele Mântuitorului Iisus Hristos. Să știți, iubiți credincioși, că nu este vorba de nicio jignire, ci ca și în alte cazuri, când Domnul zice, nebunule, noaptea asta se va lua sufletul tău de la tine, sau lui Petru, când îi zice, înapoi a mea, Satană, că sminteală mi-ești, așa și acum este vorba de numirea unei realități dureroase, pe care Mântuitorul o arată cu curaj, arătând lumii exact cum este, exact ceea ce este și cum a ajuns ca să se trezească și să se îndrepte lumea și ca să se mântuiască. Cine era neamul acela înfierat ca necredincios și îndărătnic și prea desfrânat din Evanghelia de astăzi? Iubiți credincioși, era neamul ales, era poporul sfânt, era poporul lui Dumnezeu. Și acum ce ajunsese aproape cu toți? Niște îndiavoliți, un neam de posedați, plin de toate îndrăcirile, lăcomii, răzbunări, beții, vrăjitorii, idolatrii, dușmănii, omoruri, chiuretaje, poții, violuri, răpiri, desfrânări, orgii, sodomii, gomorii, cum se întâmplă și astăzi în țara românească. Aseară, după ce a slujit privegherea, Părintele, cei care ați fost aseară la slujbă, îl știți, Părintele Cătălin, mi-a spus că speriat, parcă așa zice, Părinte, m-am uitat și eu odată la un jurnal, la televizor, alaltăieri, și m-am îngrozit ce se poate întâmpla în țara noastră, românească. Mântuitorul, deci, nu putea să mai sufere, nu putea să nu se indigneze în momentul când a văzut ce a ajuns neamul său și poporul său ales. Cum, de fapt, spun și Sfinții Părinți despre neamul creștinilor, că în vremurile din urmă mirenii vor ajunge ca toți dracii și călugării ca mirenii. O altă rușine și o altă indignare actuală, dacă vreți. Tot a poporului Dumnezeu, pentru că acum creștinii sunt considerați poporul ales, dar mult prea îndiavolit. Tot aseară, o creștină, nu știu cum s-o fi nimerit săraca, că vedeți, Dumnezeu îi aduce la biserică, le dă necazuri, le biciuiește să vină la casa lui Dumnezeu, să se roage, să se spovedească, să-și vadă nenorocirile și să căiască, să mântuiască. Săraca a făcut toate păcatele, însă nu recunoștea niciunul. N-am apucat decât să stau 10 minute de vorbă cu ea, n-a fost vorba de spovedanie, nu putea să numim spovedanie.
pentru că toate nenorocirile care le făcuse nu erau păcate, ci celelalte ale vecinilor, ale soțului, ale tuturor neamurilor. Și v-am mai spus eu și cu alte ocazii, din ce în ce mai mulți vin și nu se căiesc, nu se pocăiesc la spovedare. Pur și simplu am considerat că nimeresc la scaunul Sfintei Spovedanii și Dumnezeu știe lucrul acesta, însă dacă nu le va fi spre mântuire, ne va fi nouă spre mărturie. O întreb de avorturi. Dar zice, tătător, nu îi lasă să-i fac pe toți. Ca să nu mă lungesc, toate păcatele pentru ea nu erau păcate. Și nu numai pentru ea, ci pentru o grămadă de creștini tineri sau bătrâni. Așa și Domnul în Sfânta Evanghelie de astăzi s-a măcnit de ceea ce a văzut, pentru că întâlnise prea mulți demonizați în neamul ales și nu era admis, nu era posibil. Era ceva de plâns. Nu se cuvenea ca în neamul care ar fi trebuit să fie plin de Duhul Sfânt și nu de demoni. Neam care ar fi trebuit să fie toți ca Avram, Isaac și Iacob și Moise și David și Ilie. Neam care ar fi trebuit să fie toți ca un buchet de flori bine mirositoare, în armonie toți, într-un gând și un cuget toți. Acum erau perverși, erau neoameni, erau huiduitori, hulitori, vânzători, iude, călăi, caiafe, răstignitori și cu legiuni de draci în ei. Și atunci Mântuitorul, sigur că se întreabă, se revoltă în auzul tuturor, cum a ajuns neamul meu cel sfânt, cel pus deoparte, să fie plin de demoni și să umble demonii ca furnicile în furnicar peste ei, sau ca cel din Evanghelia de astăzi care vă amintiți că era aruncat când în foc și când în apă. Și Mântuitorul Iisus Hristos ne arată și cauza tuturor îndiabolirilor acestora. Când spune cuiva, îi zice, fiule, iertate-ți sunt ție păcatele tale cele multe și grele. Deci cauza îndrăcirilor acestora este, iubiți frați și surori, păcatul. Păcatele ne-au dus acolo unde ne-au dus. Necredința minții, destrăvălarea inimii, influența negativă a lumii, gura lumii, atenție la gura lumii, mândriile, ambițiile deșarte, neînfrânările, au deschis porțile adâncului și de acolo s-au urcat peste om și au intrat în el microbii și toți demonii poftelor care îi aruncă când în foc și când în apă. Focul, țigara, apa, țuica, focul, mânia, apa, lenea, focul, mândria,
apa ura, focul desfrânarea, apa clevetirea, focul împotrivirea și răzbunarea, apa bârfa și toate cele care țin de ea. Iubiți credincioși, ar mai fi ceva de subliniat, și anume că mântuirea omului nu se face așa când în foc și când în apă. Mântuirea omului nu se poate fără Hristos. Mântuirea nu este altceva decât în Hristos, în credința dreaptă, în mersul după Hristos, trăirea în Hristos. Nu există altă soluție. Nu există altă cale de mântuire. Eu sunt calea, zice Domnul și Mântuitorul. Dacă mai vedeți dumneavoastră și noi cu toții mai vedem și alte cărări și căi și drumuri, ca femeia de aseară, care v-a spus că după vreo 5 minute, 6 a plecat și zice, cu dumneata nu pot să mă lămuresc. Zice, dumneata nu mă crezi, o să mă duc la altcineva, știu eu pe cineva care vorbește și cu morții și cu vii. Și sunt sigur că m-a auzit pe cineva din Vălen și pe cineva din pe Brâncoven, că el i-a lămurit și i-a făcut de toate. Sunt sigur că și pe mine mă va lămuri și mă va liniști. Și s-a dus pe altă cale. Nu pe calea Domnului. Însă acestea sunt înșelătoare, pierzătoare de suflet și demonice. Deci ori cu Hristos pe drumul lui strâmt și cu crucea în spate și cu spin pe cap și cu răbdare și cu smerenie și cu jertfă și cu milințe și cu tăierea voii și cu răstignire, dar până la urmă în rai, până în viere, în mântuire și în fericire veșnică, ori pe cărări dulcești și cu plăceri păcătoase și cu celălalt prinț și domn al veacului acestuia și cu toate neamurile de îmbuibați și de îndiavoliți și de desfrânați și de necredincioși, însă sfârșim în iad și în chin și în foc. Deci, iubiți credincioși, cine nu este cu Hristos, este împotriva lui Hristos. Așa le spune ucenicilor la cină cea de taină, Mântuitorul zice, rămâneți cu mine, rămâneți în mine și eu în voi, că fără mine nu puteți face nimic, zice Ioan, capitolul 15. Iar cei care cred că fac ceva fără Hristos, aceia fac cu demonii, cu idolii, cu vrăjitorii și cu vorbitorii cu morții. Unii și mai amețiți, mai amestecați, zic, nu contează, sunt sigur că și dumneavoastră ați auzit destul, zic, nu contează, bine că ajung la un rezultat. Bine că m-am rezolvat cu vrăji, cu dragi, cu vârcolași, cu popi, cu pomelnice, cu biserici, cu acatiste, bine că mă împlinesc, bine că mă cunosc. Iubiți credincioși, ești foarte gravă ideea aceasta și gândirea aceasta. Foarte periculoasă. Ori Domnul Iisus Hristos a venit în lume tocmai ca să dărâme
gândirea aceasta să dărâme idolii, să smulgă din rădăcini credințele deșarte, credințele oculte, cum să mai numesc acum în limbaj mai cult, credințele oamenilor răi și neascultători, să desfințeze închinarea la diavol și la păcate, și la zodii, și la babe care stau, știți dumneavoastră, cu crucioiul ăla mare și prin ziare și prin televizor și fac publicitate diavolului. Domnul Iisus a venit pe pământ să semene ca semănătorul sănătos la minte grâul bun și nu neghina. A venit să semene sămânța curată a credinței adevărate în bine. Și pentru că încă n-ai oarece ăla în tine pus de nu știu cine, să fii condus ca vaca de lanț și tras încolo și în pace, deci tu, omule, pentru că încă nu ești robot și ești om liber, trebuie să alegi. Unul Dumnezeu, cel bun, cel înțelept, cel atotputernic, este stăpânul lumii văzute și a celei nevăzute. Și duhurile bune sunt îngerii care slujesc omenirea înspre bine, înspre Dumnezeu și înspre Raiul Dumnezeu. Îngerii, arhanghelii, au nemăsurat mai multă putere decât duhurile cele rele. De fapt, diavolul are atâta putere cât îi dă omul. Este ca și cum te-ai apropiat de un lup turbat, tu te apropii de el. Sau cum te apropii de o văgăună întunecoasă și neagră, cu cât intri mai adânc în ea, cu atât negura te înghite mai tare și cu cât faci cele ale întunericului, cu atât te dai în mâna diavolilor și le dai putere mai mult întunecaților să te posede, să te stăpânească, să te conducă, să te ducă de hărțuri și de zăbală, când în foc și când în apă. Ce-ți mai avea de foșnit acolo? Nu știu. Deci, iubiți credincioși, și în zilele acelea de mult, acum 2000, 3000, 5000 de ani, duhurile rele înșelau oameni și popoare, după cum și astăzi înșală și se înșală unii pe alții și cred unii nebunește că și Dumnezeu a murit și că nu mai există bine pe pământ și că binele-i slăbă nou și a rămas în urmă cu cei credincioși, cu cei smeriți, cu cei sinceri și cu cei ascultători. Și că dragul e mare și tare și cu el se face treabă bună acum pe pământ. Dar pe de altă parte, dacă suntem atenți, iubiți credincioși, din lumea asta și din Sfintele Evangheliei băgăm de seamă că oriunde apărea Mântuitorul Iisus Hristos, demonii fugeau de el, îngroziți. Recunoșteau în el pe stăpânitor adevărat al cerului și al pământului. Demonii se repet la oamenii păcătoși ca muștele asupra stârvului. Dar când apare Iisus Hristos Domnul, ei tremură de groază și schiaună. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit mai înainte de vreme să ne chinui? Scrie Matei, capitolul 8. Și de frică, odată au fost gata să intre și într-o turmă de porci amărâți, numai să nu îi închidă Dumnezeu în ea. De ce nu? De ce nu
au fost trimiși în ea. Pentru că omul e liber și lumea aceasta este un câmp de luptă, un examen continuu, un loc unde oamenii trebuie să aleagă și să hotărască ei de bună voie unde vor să fie și cu cine vor să fie, cu cine vor să voteze. Ori cu lumina, ori cu întunericul, ori cu Dumnezeu, ori cu Mamona, ori cu Hristos, ori cu Anticrist. Și Sfânta Evanghelie de astăzi ne înfățișează unul din nenumărate exemple ale felului în care Dumnezeu a dezvăluit puterea și biruința binelui asupra răului. Rău care este nemântuitor, oricum ar fi și oricât de puțin amestecat ar fi. Să știți, iubiți credincioși, că e mare lucrare și cu amestecarea aceasta a binelui cu rău. Foarte mult se înșală cu lucruri amestecate. Slujbe la biserică cu pomelnice negre, rugăciuni înlăcrimate împletite cu blestem, milostenii cu mândrie, sărăcie cu cârtire, călugărie cu neascultare, icoane în casă afumate cu tutun, patron mare și avut care merge la biserică, dar vinde bețivilor și tutunarilor nenorociți. Rugăciuni împreunate cu vrăj și cu cruce, așa cum v-am spus. Mersul la biserică amestecat cu superstițiile dumneavoastră. Nunta la biserică amestecată cu blestemățiile care se fac după cununia în biserică. Pentru că diavolul le amestecă pe toate și iese lucru necurat și nemântuitor. Și noi trebuie să le deosebim. Noi, cu mintea aceasta care ne-a dat-o Bunul Dumnezeu, trebuie să discernem, să alegem, cum spunea în glumă cineva, să alegem între fetele lui Belzebul, care sunt păcatele, și între fecioarele lui Dumnezeu, care sunt virtuțile și faptele bune. Așa spunea o poveste foarte veche din popor, care zicea că dracul și-a adus aminte că trebuie să se însoare și el. Și a avut întunecimea sa să-și ia o nevastă, să facă multe fete pe care să le mărite cu lumea, să amestece cu ele toată lumea, iar pe ginerii lui să-i ducă cu el pe pustie locuri. Deci se apucă necuratul și își lua de muiere pe marea cucoană nedreptată, cu care născut nici mai mult, nici mai puțin decât 7 fetișcale. Cele din tâi puse numele Truvia și o mărită după oamenii mai mari. A doua a fost numită Pisma sau Invidia și o mărită după oamenii săraci, oamenii de pe la sat, oamenii nevoiași. A treia a fost Înșelăciunea și o mărită după negustori, după bișnițari, după comercianți, după economiști, juriști, judecători și avocați. A patra a fost numită Zgârcenia și o mărită după cei care au averi și bani și multe bogății. A cincea a fost numită Fățărnicia și o mărită cu mulți dintre noi.
Așa s-a fost botezată mântria și a fost trimisă la femeile care se vopsesc și se văruiesc și își pun tot felul de nimicuri pe ele și își fac unghiile și genele și nasul și toate ele. A șaptea a fost desfrânarea și pe asta n-am mai măritat. Și o ținea în casă și o învia, și învia cu ea pe toți. Iubiți credincioși, sigur că aceasta este o poveste, să zicem, hazlie, însă are o mare întâlnire în lumea aceasta amestecată cu toate patimile și cu toate poftele și cu toate întinările ei. De aceea, un om, un creștin cu minte, un creștin adevărat refuză învierile diavolului când vine înpețit și se îngrijește să fie cât mai curat și cât mai bine plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, închei cuvântul de astăzi rugându-vă să faceți tot posibilul să nu treceți pe lângă mântuirea dumneavoastră, maritați și însurați cu fetele diavolului. Să nu treceți pe lângă mântuirea dumneavoastră ușor, amestecați, fățarnici și îndrăgiți. Faceți orice numai să n-auziți cuvintele de foc ale Domnului Hristos din Evanghelia de astăzi, o neam necredincios și îndărâmnic și prea curvar, până când voi fi cu voi, până când vă voi putea suferi. Să ferească Dumnezeu să n-auziți nici cuvintele, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Adică Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos ni se oferă întotdeauna ca cel bun, ca cel drept, ca cel puternic. Și noi trecem fluierând pe lângă El. Nu-L înțelegem pe Dumnezeu, nu ne însușim, nu ne-L facem al nostru, comoara noastră, averea noastră, viața noastră, respirația noastră, hrana noastră, iubirea noastră, nu ne-l facem totul al nostru. Și așa de aceea nu ne putem schimba în bine. De aceea nu putem să ne îndumnezeim. Nu putem să ne facem Hristoși și ajungem niște Hristoși mincinoși și niște proroci mincinoși și niște anticriști. De aceea, pe o carte sfântă apărută recent, scrie foarte clar, zice: astăzi, mare diferență este între creștini și creștinism. Deci înțelegeți, iubiți frați și surori, că destinul dumneavoastră și al nostru, al tuturor, este cu Hristos, în Hristos și nu cu diavoliții. Destinul nostru este să ne transformăm și să ne transfigurăm și să ne metamorfozăm ca omita care devine fluture, să devenim Hristofori, adică purtători de Hristos, cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel, zice: de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și aici are loc prefacerea în Biserica lui Hristos, în smerenia Bisericii Ortodoxe, însă niciodată nu va avea loc prefacerea dacă ne facem voia noastră, dacă ne facem de cap cum vrem și cum putem și dacă nu credem drept și cu putere. Să știți, iubiți credincioși, că nu se mută niciun pai, nu mai vorbim de munții din Evanghelie,
Evanghelia de astăzi. Nicio patimă și nicio pietricică nu se mută dacă nu-L avem în noi pe Hristos, Cel smerit și răstignit, dar înviat. Și atenție, că noi în fiecare zi trebuie să mutăm munți întregi de ispite și de vrăjmași și de intrigi și de răbdări și de înfrânări. Deci în Biserica lui Hristos se produce totul și în Hristos. Și sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră puteți spune lucrurile acestea, puteți fi martori și altora, să le spuneți ce transformări a suferit viața dumneavoastră la prima spovedanie, de exemplu, sau la alte spovedanii, sau când v-ați rugat mai cu foc, sau după împărtășanie, sau la o liturghie trăită, sau după o carte sfântă citită, sau după un acatist făcut cu toată smerenia și cu toată credința. Pentru că trebuie să fiți martori și mărturisitori ai lui Hristos, atât cât puteți și atât cât trăiți pe pământ. Să nu fiți niște creștini împăiați, ci activi, lucrători, ostenitori, ascultători, răbdători, pașnici. Femeile creștine, după cuvântul Scripturii, înfățișând podoaba Duhului smerit și blând și liniștit, nu colțoase, nu ghimpoase, nu dușmănoase, nu cotoroase, cei care ați fost la sfințirea surorilor într-o rasoforie acum câteva zile cu preasfințitul Gherasim, probabil vă amintiți de blestemul acela al preasfințitului Gherasim pentru niște creștine care au intrat în biserică numai cu niște cordeluțe pe ele, parcă ar fi fost la nudiști în Mamaia. Nu degeaba a ajuns preasfințitul Gherasim să iasă cuvintele acelea extraordinar de grele. Bărbații, așiștere având demnitatea unui ostaș al lui Hristos, bătrânii, să fie învățători nu de prostii, nu de porcării, nu de obiceiuri nesănătoase și de datini proaste, ci de viață plină de înțelepciune dumnezeiască în Hristos. Tineri, să fie ascultători, străduitori la bine, înfrânați, cu bun simț și cu morală în ei, cu rușine sfântă în ei, cu Hristos în ei, și așa cu toții să ne lucrăm mântuirea cu timp și fără timp, și noaptea și ziua și pe față și nascuns, ca să fim și aici în vecii vecilor, cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maicuța Domnului și cu toți cei bineplăcuți lui Dumnezeu, în bucuria bucurilor și în Raiul lui Dumnezeu. Amin.